Bună ziua și bine v-am regăsit în această etalare. Vom vedea ce trebuie să știți chiar acum. Vom avea trei variante. Imediat am să iau trei cărți pentru variante. Și a treia carte va fi aceasta. Bun. Am să vă rog să alegeți prima variantă care va atrage atenția. De asemenea, dacă simțiți că sunt cumva două, am să vă rog să le urmăriți în ordinea în care vă atrag acestea atenția. De ce? Pentru că situația de bază poate fi prima care va atrage atenția, iar completarea la aceasta poate să fie a doua. Deci, da, se poate să fie două etalări care să rezoneze pentru dumneavoastră. Dacă ceea ce alegeți nu simțiți că rezonează cu dumneavoastră, cred că ar fi mai bine să treceți la să căutați în canal, pentru că eu am un videoclip pentru testarea intuiției, pentru ca voi să faceți câteva exerciții de acolo, după care să reușiți să alegeți mai ușor variantele care vi se potrivesc. Desigur, aceste etalări sunt generale, dar cu siguranță fiecare ar trebui să găsească măcar câteva mesaje pentru el în fiecare etalare pe care o urmărește, da? Bun. Voi începe cu varianta numărul 1. Aceasta este cartea numărul 1, varianta numărul 2. Da? Pentru cei care au nevoie să vadă mai bine, și varianta numărul 3. Și să începem. Pentru varianta numărul 1, energia generală care vă înconjoară pe voi, asta a fost rapid, uniune spirituală. Destul de interesant, înseamnă că pentru voi, dacă n-a apărut deja, cu siguranță va veni foarte curând o uniune spirituală, care e posibil să vi se pară vouă nesatisfăcătoare și deci aici este posibil ca voi să vedeți o uniune spirituală ca fiind nesatisfăcătoare pentru voi și că partenerul nu se potrivește deloc cu ceea ce căutați voi și că lucrurile nu au cum să meargă între voi și persoana aceasta. Ideea este nu tipul relației contează într-atât de mult aici, ci pentru mulți dintre voi poate fi doar lecția pe care voi o veți avea de înțeles aici. Cred că voi v-ați obișnuit foarte mult să suferiți în tăcere și să acceptați mai puțin decât meritați, iar lecția voastră este să învățați să lăsați în urmă ceea ce este sigur pentru a merge către ceva ce este al vostru și ceva ce meritați, chiar dacă nu vedeți încă din prima, trebuie să faceți acest progres, fie că vă place, fie că nu. De asemenea, aici aș putea spune faptul că voi trebuie să vă lăsați ghidați de univers, dar cumva opuneți rezistență. Voi considerați că trebuie să calculați, să vedeți ce este sigur, ce este mai concret, ce este mai palpabil, cum ar trebui să fac ca să-mi fie mie cel mai bine. Ok, înțeleg că trebuie să fim atenți la anumite elemente ce țin de siguranță, dar uneori este nevoie ca noi să ne și asumăm anumite riscuri, mai ales în ceea ce ține de relații, pentru că lucrând în tarot se întâmplă să găsesc foarte multe, foarte, foarte multe persoane care sunt extrem de dezamăgite, nemulțumite în relațiile în care sunt. Și atunci cer o stare să stați într-o situație 30-50 de ani dacă realizați că până la urmă v-ați irosit viața când putea să faceți ceva ce vă plăcea. Dar este bine să fiți asumați în momentul în care faceți o astfel de decizie. Voi trebuie să vă lăsați ghidați de ceea ce simțiți, de ce îndrumări primiți de la Univers. Mulți dintre voi este foarte posibil să primiți ca și ghidare foarte multe pene albe sau să vedeți foarte mulți porumbei albi în momente în care voi sunteți în ceață. Când sunteți în ceață în legătură cu un anumit domeniu și vedeți porumbei albi, este foarte important ca voi să vă dați seama că foarte curând va urma o clarificare pentru voi. De asemenea, pentru voi, nu știu pentru cine este asta, dar ar putea urma o sarcină. Asta e specific pentru cred că două persoane de aici, da? Altceva ce aș vrea să spun
A, dintre cele două persoane, una dintre ele îmi pare să fie Taur. Apropo, întorcându-ne la ale noastre, este foarte important ca voi să vă dați seama că nu vă simțiți mulțumiți și voi trebuie să vă întoarceți pe dos toată viața pe care ați avut-o până acum. Poate să fie foarte inconfortabil și foarte nesigur pentru voi, dar este un proces prin care voi trebuie să treceți. Cu cât mai repede îl faceți, cu atât mai ușoară va fi adaptarea. Cu cât mai mult amânați, cu atât mai greu vă va fi tot vouă. Rezultatul final este tot cam același. Nu aveți ce să schimbați în legătură cu asta și va trebui să realizați că puteți face foarte multe lucruri pe cont propriu. Este vorba aici de varianta cu plexul solar. Cartea voastră pe care ați ales-o are legătură cu plexul solar. Asta are legătură cu afirmațiile de tipul eu merit, eu merit iubire, eu merit să fiu fericit, eu merit să am viața pe care mi-o doresc. Și exact în lecția asta veți intra voi de acum încolo. Atenție, pentru că pentru cei care nu doresc o sarcină și nu au grijă, este posibil ca exact această sarcină să vă aducă pe linia voastră de destin și acolo unde trebuie să fiți și să vă aducă această schimbare de perspectivă dacă voi amânați și dacă voi tot mergeți înainte că așa considerați că este cel mai sigur pentru voi. Dar pentru cei care pentru care asta nu se aplică, s-ar putea pur și simplu să auziți de o persoană care este apropiată de voi și rămâne însărcinată. Sincer, indiferent de a cui ar fi sarcina, nu cred că aici este vorba de un cuplu atât de, nu, dar ori nu e public, ori nu e stabil. Ceva de această natură. Deci, da. Așa. Vom lua mai departe cărțile. Ce trebuie să știți chiar acum. Lucrurile urmează să se schimbe pentru voi și lumea și această carte sunt cam una și același lucru. Interesant este că mi-a venit chiar în mijlocul etalariei. Pur și simplu faptul că voi trebuie să vă detașați de ceea ce considerați voi înainte ca fiind sigur și ok este dureros pentru voi și înțeleg chestia asta. Pentru că voi vă detașați de tot ce considerați până acum stabil, sigur și în regulă pentru voi să abordați și trebuie să abordați efectiv un nou mod de viață foarte rapid, foarte brusc. Este o adaptare foarte care să vă sperie foarte tare pe voi, dar sincer, din nou, ca rezultat am 6 de bâte și soarele aici, rezultatul mi-arată foarte clar că voi veți face față cu brio. Dar dacă amânați, schimbările vor fi dure pentru voi și vor fi în cele mai nepotrivite momente. Nu e că universul are ceva cu voi, este pur și simplu că voi tot amânați și cândva trebuia să se întâmple chestia asta. De asemenea, voi s-ar putea să primiți o mostrare destul de puternică din partea unei persoane care să fie în zodie de aer, dar ce aș vrea să vă mai zic aici pe mai departe este pur și simplu că nu vă văd pe voi să mai trebuiască să vă împotriviți atât acestei schimbări. În sensul în care aici 7 de bâte ca și cum simțiți că toată lumea are ceva cu voi, că lucrurile nu merg așa cum vreți voi, iar apoi moartea ne arată o schimbare irreversibilă, inevitabilă și care oricum trebuia să se întâmple, era o chestiune de când se va întâmpla, iar pentru voi e momentul pentru această schimbare. Foarte mulți vă veți schimba exact concentrarea domeniilor în viață, vă veți schimba efectiv prioritățile în viață, veți învăța să fiți mai mult în ghidajul universului și al ancestorilor, veți învăța să vă lăsați ghidați, să aveți încredere în ghidare, chiar dacă din punct de vedere logic nu are niciun sens ghidarea pe care o primiți și pur și simplu învățați să fiți ok cu asta, chiar dacă o să fie un pic. O să treceți prin câteva crize de nervi, trebuie să vă recunosc chestia asta, dar rezultatul final este pozitiv și ajungeți într-o situație mult mai benefică și nu doar fizică, ci și mentală decât sunteți în acest moment. Totuși, ținem cont că avem un 6 de bâte și un soare, adică aici sunt niște situații cu care o să vă mândriți până la urmă, doar că până ajungeți la ele e un pic mai greu și nu avem ce să facem, trebuie să trecem și pe acolo. Dar nu este o etalare negativă, nu este ceva de care să vă speriați. Nu este ceva de care să vă, nu știu, îngrijorați. Bine, dacă amânați la infinit o chestie,
Când o să vină, o să vă speriați un pic mai bine. Dar asta nu e de aici. Așa. Dar dacă nu amânați și faceți lucrurile așa cum vin și așa cum simțiți, nu aveți de ce să vă faceți griji. Dar doar urmați ghidările pe care le primiți. Atâta tot vi se cere. Poate părea riscant și greu, dar e bine. Și avem inocență. Dragul nostru, fiecare om este într-adevăr nevinovat, pentru că nimeni nu poate schimba lucrurile. Lucrarea perfectă a lui Dumnezeu. Lasă în seama noastră senzațiile de greutate să-ți putem ușura povara. Lasă în seama noastră orice vinovăție, mânie sau reproș care îți poate ascunde perspectiva plină de iubire. Bucură-te din nou de pacea din inima ta. Veți avea curând pace. Și spuneam ceva legat de un copil. Apropo, dacă nu se vede, sper să se vadă, da. Așa, și apoi avem joacă-te. Dragul nostru, este vremea să lași munca deoparte pentru o vreme. Nu te îngrijora, noi vom veghea asupra răspunderilor tale pentru încheierea muncii. Jocul, veselia și râsul îți vor ridica nivelul energetic, astfel încât vei reveni la muncă având o perspectivă înaintă și o energie mai înaltă. Aici stau să mă gândesc dacă pentru unii dintre voi focusul n-a fost munca, apare un copil. Chiar dacă nu e al vostru direct, poate să fie în familie, o rudă foarte apropiată și atunci voi trebuie să vă puneți pe primul loc familia, ulterior să reveniți la locul de muncă și între timp munca va merge cumva de la sine. Poate să fie dificil, dar nu e imposibil. Așa. Bun. Și cam atât am avut pentru voi cu ce se va întâmpla. Nu, de fapt, ce trebuie să știți chiar acum. Pentru că asta era clipul pe care vreau să-l fac. Bun, vom trece la a doua variantă, unde am familia. Energia generală. Odihnă și... Nu vine, efectiv nu vine acum, cum să zic, ce? Rejuvenate, stau să mă gândesc. Voi simțiți, efectiv aveți un sentiment de reîntinerire, reîmprospătare. E momentul ca voi să faceți o pauză. Este momentul ca voi să o luați mai ușor. Este momentul ca voi să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Este momentul ca voi să nu mai lucrați atât de mult. Nu-mi dau seama încă sub ce formă vine această pauză, dacă este ceva dorit, nedorit sau nu, dar efectiv este ceva ce voi trebuie să o lăsați mai moale. S-ar putea că pur și simplu unii dintre voi să se îndrepte mai degrabă către o pasiune a lor legată de numerologie, legată de energie, legată de chakre, legată de energia feminină, probabil pentru o parte dintre voi sau unii dintre voi vreți să aveți un loc de muncă în care să vă fie mai ușor și să nu trebuiască să aveți atât de multe task-uri, dar nu este ca și cum voi nu mai faceți nimic. Nu e ca și cum ar fi, nu știu, să zicem o pensionare sau un concediu medical sau ceva de genul în care voi nu mai puteți face nimic, ci din contră sunteți îndrumați să vă îndreptați către o pasiune a voastră, către ceva care vă place foarte mult, dar n-ați avut încredere neapărat să abordați până acum. Nu vi s-a părut suficient de logic, nu vi s-a părut suficient de palpabil, nu vi s-a părut suficient de... nu vi s-a părut că sunteți pregătiți pentru asta. Cu toate că sunteți. Această activitate vă va aduce foarte multe schimbări benefice în planul material și financiar. Vă va aduce foarte multă bucurie, vă va aduce foarte multă claritate. Voi sunteți ghidați de persoanele care nu mai sunt printre noi, dar trebuie să aveți încredere în această ghidare. De asemenea, foarte multă ghidare pentru voi vine din spațiul de meditație sau visare. Dar trebuie să ascultați de asta. De asemenea, pentru voi, în general, cristalele verzi pot fi de un mare ajutor în momentul în care vreți să manifestați ceva. De asemenea, este foarte bine dacă voi ați reușit să lucrați un pic cu chakra gâtului. Și cam atât. Să vedem din tarot ce ne spune tarotul.
efectiv voi vă îmbarcați într-o, spre o pasiune nouă, spre o activitate care vă place, vă atrage, dar nu aveți încredere în ea și toată partea logica voastră zice nu te duci acolo, că e periculos, nu te duci acolo. Și voi trebuie să mergeți acolo. E o transformare, sincer, pentru voi este foarte frumoasă, dar vouă nu vă convine modul în care se întâmplă asta. Și chiar dacă vă sunteți frustrați o zi, două săptămâni, după vă pare bine că s-a întâmplat așa cum s-a întâmplat. Ideea este că această schimbare pentru voi este foarte bruscă, neașteptată, o schimbare pe care voi efectiv nu ați putea să o prevedeți din timp. Este pur și simplu o schimbare pe care voi vă vedeți nevoiți să o faceți din cauza că nu aveți alte opțiuni pe moment. Ceva rapid, ceva să faceți de urgență, să faceți ceva, nu știu, acum trebuie, acum să fac asta pentru că altfel nu știu ce o să se întâmple. Dar chiar dacă nu o să vă placă faptul că trebuie să fiți așa reorientați pe repede înainte, până la urmă rezultatul este bun. Doar că voi o să aveți tendința să rămâneți un pic în modul, dar dacă nu s-ar fi întâmplat așa, uite ce bine ar fi fost, dar dacă nu s-ar fi întâmplat așa, eram mai liniștit. Dar dacă nu știu ce s-ar fi întâmplat sau nu s-ar fi întâmplat, lucrurile stăteau altfel. N-are sens să vă consumați pe conflicte interioare de acest tip, pentru că efectiv nu puteți face nimic din situația asta și gândindu-vă la situații de acest gen, tratați acel sentiment de lipsă de putere asupra situației. Și cât timp tratați acest sentiment, nu prea puteți să vă mișcați și vă simțiți legați fedele și vă simțiți ca și cum nu veți putea reuși nimic și chestia asta o trageți după voi. Nu doar restul zilei, depinde și... Bine, se poate doar restul zilei și este bine în cazul în care este doar restul zilei. Dar unii dintre voi trageți chestia asta foarte mulți ani la rând. Și nu este ok abordarea asta pentru că nu vă ajută cu nimic. Iar voi ajungeți să nu mai aveți încredere că puteți face lucruri, să nu vă simțiți capabili, deși sunteți, și să fie nevoie de validare sau uneori depinde de situație că și cât de grav e, s-ar putea să nici nu mai vreți validarea nimănui pentru că voi oricum considerați că nu se poate, că este imposibil, că este prea greu pentru voi, că probabil au trecut ceva ani sau lucruri de această natură, dar astea sunt doar chestii pe care voi vi le spuneți. Dacă voi ați gândi, nu e că nu gândiți, gândiți, dar dacă voi v-ați gândi să vedeți lucrurile din perspectiva unei alte persoane, să reușiți să vedeți situația obiectiv, pentru că asta este tot ce trebuie să faceți voi, veți vedea de ce calea aceasta pe care veți fi reorientați va fi spre binele vostru. Doar că uneori este greu ca noi să ne dăm seama unde am greșit, să ne ridicăm și să ne dăm un șut în partea dorsală ca să mergem înainte. Din când în când se întâmplă să avem nevoie de persoane să fie în jurul nostru care să facă asta pentru noi, dar la cum se vede aici, voi momentan n-aveți pe nimeni să facă chestia asta pentru voi, ba din contră aveți eventual ceva persoane care vă hrănesc mai mult nesiguranța. Și de aceea este nevoie atât de puternică ca voi să fiți reorientați, ca voi să dați de acele persoane care să vă sprijine, să vă îndrume, să vă ghideze. Chiar dacă dintr-o ipostază de clienți, chiar dacă dintr-o ipostază de necunoscuți pe stradă, aceste persoane vă vor ghida spre a vă regăsi puterea de sine, libertatea, realizarea că puteți face orice vă doriți și că sunteți liberi. Și că dacă vreți să faceți ceva, nimeni nu vă oprește. Puteți face chestia asta. Sunteți adulți, sunteți mari, sunteți puternici și cu siguranță puteți face, dar trebuie să existe undeva voința. Și cam atât am avut de spus și pentru voi. Să vedem acum ultimul pachet. Curățare și detoxifiere, cu multă iubire și cu respect, îți cerem să-ți detoxifici corpul prețios și sensibil. La cererea ta, te vom ajuta să dezvolți căi de afirmare a vieții pentru a face față stresului, pentru a reduce tristețea de a renunța la vechile căi. Lasă în seama noastră grijile și preocupările și simte grația minunată a corpului recent purificat. Deci,
Pentru unii purificarea este la locul de muncă, pentru alții, într-adevăr, în cadrul familiei, dar depinde de fiecare. Bun. Și vom apela la ultima variantă imediat. Doar aici să nu uitați că aveți de lucru cu chakra rădăcină, că asta e chakra rădăcină, cu sentimentul de apartenență, cu tribul nostru și sentimentul de stabilitate. Dacă o să se întâmple să sughid, îmi cer scuze de acum, da, nu mai au pauză acum de la etalare pentru asta. Bun. Să trecem la energia generală. Voi sunteți într-un punct în care vă simțiți mulțumiți de cât câștigați, de ceea ce aveți voi în plan material, în plan financiar, dar totuși vă simțiți înfrânți, vă simțiți înfrânți și o să vă zic de ce. Pentru că voi aveți nevoie de un mai mare sentiment de autoritate asupra propriei vieți. S-ar putea ca foarte multe circunstanțe să vă tot dea peste cap, voi să nu reușiți să aveți o rutină și asta să nu vă convină prea tare. Ideea este că voi trebuie să aveți grijă ceea ce alegeți. De ce? Pentru că aici riscați să faceți o alegere greșită și un pic de atenție în legătură cu asta. S-ar putea ca voi aici să vreți să renunțați la un domeniu, un loc de muncă, ceva de această natură care vă face bine în mare. Doar că voi vă declarați tot timpul nemulțumiți și vă simțiți înfrânți și abordați aici un pic mentalitatea de victimă. Nu văd să fie din asta un capăt de lume, dar trebuie să fiți un pic precauți, mai ales cei care știți că vă știți cu un copil mic în familie care depinde de voi, că e al vostru sau nu, asta e cu totul altceva. De asemenea, aici zice că voi sunteți protejați, dar voi trebuie să învățați să apreciați ceea ce aveți. Nu cred că e ceva de genul până nu dispare, pentru că nu e vorba de a dispărea, nu cred că dispare nimic, dar riscați să fiți puși pe un ciclu karmic cumva care nu vă este necesar și care o să vă irite mai tare, doar că voi să învățați această lecție și nu este necesar. E ceva de genul, voi sunteți pe cale să vă complicați viața singuri pentru că probabil nu aveți ce face mai bun de atât. Dar ideea este că dacă voi nu învățați să aplicați mai multă gratitudine, într-acolo vă duceți. Și nu cred că este ceva ce voi neapărat vă doriți atât de tare. Cred că vouă vă ar prinde foarte bine să petreceți mai mult timp în natură, să învățați să apreciați mai mult natura, să stați cu gândurile voastre mai bine. Cred că și pentru unii dintre voi și să aerisiți mai mult și să stați pe geam, chiar dacă nu puteți, nu știu, ieși sau nu puteți merge undeva din cauza vremii, puteți totuși să deschideți mai mult geamul și să respirați acel aer de afară, măcar atât. Și totul vor fi îmbunătățiri. Nu. Situația voastră în prezent este bună. Nu este rea. Este bună. Dar voi vreți să vă simțiți mai în energia 6 de bâte. Voi trebuie să vă simțiți un pic mai în centrul atenției. Voi trebuie să simțiți că voi tăiați, voi spânzurați, voi faceți să se întâmple lucrurile. Voi faceți magia să se întâmple. Asta simțiți voi să simțiți, practic, și atenție că riscați să vă duceți după o iluzie. Atenție că iluzia voastră nu vă duce către teren stabil. Atenție că ceea ce visați voi acum sunt vise și atâta vor rămâne. Cred că pentru majoritatea aici este în planul financiar și
loc de muncă sau chiar investiții pentru unii dintre voi. Dar atenție că aici, dacă cumva aici ați ales varianta în care am spus despre schimbări, despre locul de muncă, atenție că voi s-ar putea să confundați pasiunea voastră cu ceva care v-a atras atenția recent și riscați să vă ancorați mai tare. Asta este un caz foarte specific, care au ales și varianta aceea și aceasta. Și în cazul vostru trebuie să vă bazați pe pasiunea mai veche, nu pe asta mai nouă. Chiar dacă vi se pare că acea chestie mai veche vă cam plictisește, v-ați săturat de ea sau ceva de această natură, dar nu vă ghidează chestia asta nouă către ceva mai bun. Pentru cei care au ales doar varianta asta, atenție că voi riscați să părăsiți o situație foarte bună, foarte benefică pentru voi și să vă duceți după ceva care n-are niciun sens și ulterior să regretați. Atenție de asemenea, pentru că dacă aici este vorba de o relație, cealaltă persoană care vă atrage atenția nu vrea ceva stabil, chiar dacă vă vinde anumite iluzii, nu este o persoană foarte stabilă, nu este o persoană pe care să vă bazați, nu este o persoană de care, de la care puteți să aveți așteptări și se lasă cu o dezamăgire destul de puternică aici. Este bine să comunicați cu această persoană, dar și să o supuneți la teste. Dacă e vorba de relație, în special dacă aici este vorba de o persoană din vărsător, gemeni, balanță pentru unii dintre voi, fecioară, taur sau capricorn. Deci atenție mare aici, pentru că aici, dacă este vorba de aceste semne în iubire, nu faceți alegerea bună cu această persoană. Stați unde sunteți, nu știu unde sunteți, stați acolo. Așa, dacă voi sunteți atenți, veți fi capabili să vedeți toate situațiile la adevărata lor valoare din timp și să luați măsuri în așa fel încât voi să ieșiți bine din toată situația. Dar dacă voi vă ghidați după vise și iluzii, nu am eu ce să vă fac. Eu vă pot avertiza de energiile curente din tarot, dar mai mult de atât, eu nu am ce să vă fac. Deci, da, vreți voi să ghidați, vreți voi să luptați, vreți voi să fiți viteși, vreți voi să fiți tari, puternici, și nimeni să nu mai fie ca voi, dar stați în banca voastră momentan. Când e bine să plecați, e bine. Când nu e bine, stați acolo. Așa. Încercați să nu vă grăbiți să luați o decizie, pentru că veți avea această tentație, să zic așa. Și dacă voi nu vă grăbiți și testați apele, cu siguranță vă veți da seama ce trebuie să alegeți. Nu vă să fie ceva foarte greu de descifrat sau ceva ce voi să nu reușiți să îi dați de capăt sau să nu vedeți clar lucrurile, pentru că mi se pare că totul este foarte evident la cum se văd cărțile și cred că voi veți reuși foarte ușor să vă dați seama. Dar problema voastră va fi să vă detașați de partea de iluzii și de ce vreți voi să credeți și să vedeți lucrurile la justa lor valoare. Atâta vi se cere. Este ceva ce voi cu siguranță puteți să faceți, pentru că este un test pentru voi acesta, trebuie să vă zic, e un test și depinde de voi cum răspundeți pentru ca mai departe să primiți în funcție de ce alegeți în acest test. Deci, eu aș zice să vă gândiți de două ori. Bun. Să vedem din acest pachet ce avem. Focalizare asupra slujirii altora. Sufletul tău dorește doar să slujească plin de bucurie și să înoate într-un râu de fericire. Acest râu te hrănește permanent cu tot ce ai nevoie. Concentrează-ți toată puterea să rămâi în acest râu al dăruirii și al primirii în orice situație și în tot ceea ce faci. Da. Rămăsesem un pic cu gândurile. De ce? Pentru că și asta în mijlocul textului, cred că ați observat. De ce? Pentru că îmi tot venea în minte chestia cu pasiunea. Când am zis eu că există cineva care a ales și varianta în care am vorbit de loc de muncă, dar și varianta aceasta, e bine, pentru această persoană, din nou, prima idee, prima pasiune, primul hobby, să zic așa, era ceva legat de vindecare. Acum, că unii voiați să mergeți la medicină, că vă pasionează tarotul, că vă pasionează chakrele, că vă pasionează theta healing, că vă pasionează afirmațiile, habar n-am. Voi știți, așa? Sau nutriția,
Nu contează exact domeniul, dar voi acolo făceați ceva pentru vindecarea altor oameni, indiferent că aceasta se desfășura la nivel fizic, la nivel teoretic, nu la nivel teoretic, la nivel mental, pardon, la nivel sentimental, indiferent la ce nivel se desfășura această parte de vindecare, era foarte bună ideea și foarte ok și merita de mult să mergeți înainte. Nu știu de ce ați evitați să faceți chestia asta, dar nu vă duceți pe ideea nouă, pentru că ideea nouă, am senzația că voi vreți să o faceți anume pentru bani și nu neapărat pentru că este chemarea voastră. Și nu activitatea în sine o să vă vină de furcă, pentru că nu e că nu v-ați pricepe sau ceva, vă pricepeți, dar nu e chemarea voastră pentru că voi vreți să faceți asta doar pentru bani, nu pentru că vreți să ajutați oamenii. Și de acolo pornește problema voastră. Și asta vă împiedică să obțineți rezultatele dorite, deci un pic de atenție la chestiunile astea. Bun, eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere! Vederea!